Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit la emisiunea Alege să învingi. În această seară am bucuria de a vă aduce în casele dumneavoastră o persoană care mi este mie foarte dragă și cu siguranță o să o îndrăgiți și dumneavoastră. Este o persoană pe care unii dintre dumneavoastră o cunosc. Este psihologul Anca Gheorghiu, psiholog specialist de mai bine de 11 ani. Bine ai venit, Anca, în emisiunea Alege să învingi și îți mulțumesc că ai acceptat invitația. Eu sunt onorată, draga mea. Ne cunoaștem de foarte mulți ani și zic de mai mult timp că aș putea să apar. Da. Au fost destule lucrușoare care s-au întâmplat și a trebuit să amân involuntar, însă mă bucur foarte mult că sunt aici. Pentru că eu i-am făcut, doamnelor și domnilor, invitația lui Anca de foarte multă vreme și mi-a spus acum, dar a venit exact în momentul potrivit. Toate se petrec exact când trebuie, eu așa cred, da. Anca, dragă, de ce psiholog? Ca să intrăm direct, că avem multe de vorbit. Bun. De ce psiholog? Psihologia a fost un copil dorit de către mine. Am gândit-o probabil cu mulți ani înainte. La vârsta pe care deja o am, pot să vă spun că am fost în situația de a nu putea să... Deci generația noastră nu a putut să asceadă la psihologie, deoarece facultatea de psihologie, era o parte din facultatea de psihologie, se desfășura prin Institutul Ștefan Gheorghiu, să zicem așa. Așa, că același nume. Unde ai făcut facultatea? Aici în București. O parte aici, iar o parte în București. Am fost chiar prima generație, 92-96. Un timp de apostolat pentru psihologia românească. De ce zici asta? Deci, dincolo de dorința coaptă în minte și în inimă de a deveni psiholog, de neputința de a deveni în perioada comunistă, de oportunitatea de a deveni și de a putea să urmezi o asemenea facultate începând cu anii 90, totuși a existat acest apostolat pentru noi cei care am început primii după un hiatus de aproape 16 ani, 17 ani. Dar de unde totuși ideea asta de psihologie? Termenul de psihologie nu era cunoscut încă în România. De ce tu ai vrut să devii psiholog? Ce te-a determinat? Ce ai văzut? Ce ai simțit asta? Hai să zicem că termenul era... într-un fel sau altul, și știința psihologiei era deosebit de apreciată. Noi am avut psihologi de mare valoare în România. Și avem. Da, slavă Domnului. Am avut cercetători în domeniul psihologiei. Pot să zic, cel puțin pe domeniul meu de psiholog specialist în transporturi, încep cu acest lucru. Așa, de ce? Pentru că ai lucrat? Am lucrat aproape 10 ani în serviciul de siguranță a circulației. Feroviare. Deci ai lucrat la căile ferate române. Aici Societatea de Marfă, SNTFM, CFR, Marfă, SA. Aoleu, dar e foarte lungă. Da, păi asta este... Timp de 10 ani, De 10 ani, da. Uh-huh. Eu acolo te-am cunoscut când am lucrat la un cotidian de aici din Brașov. Da. Mă întorc la momentul step number one. Așa. Da? România nu avea o facultate de psihologie în acel moment, însă avea o tradiție în psihologie foarte mare. Pe transportul cel puțin, eu am avut binecuvântarea cerească să o am ca și mentor și învățător de suflet pe doamna șef de laborator la CFR, doamna domnișoara Poenariu. Dânsa mi-a pus la dispoziție un vast studiu
cel puțin legat de siguranța circulației în transporturile feroviare realizate de către psihologii români. Uh-huh. Deci a fost un hiatus practic ca și pregătire profesională sau posibilitate de instruire, însă la modul de continuitate a psihologiei românești avem un motru, să nu uităm, da? Așa. Noi și în timpul nostru l-am avut pe domnul profesor Horia Pitariu, deci am avut psihologi, deci, de mare valoare. Tu ai luat decizia, ai făcut psihologia, ești psiholog specialist, da, lucrezi da. Și în acest moment ca psiholog? Da. În colaborare, în zi? În colaborare, deci lucrez cu colega mea, psiholog Mirica Camelia, deci există așa numita clinică PsychoLife. Așa. Noi vrem să implementăm și un nou concept în psihologia brașoveană de psihoestetică. Aoleu! Da, în sensul în care... Asta e o noutate? Da! Acum... Așa, așa. Dar cu ce se, se mănâncă aceasta? Da, o îmbinare între a învăța să te simți bine în pielea ta, ca și femeie, da. Și, mă rog, există și posibilitatea terapeutică, dânsa, deci colega mea se ocupă de, și este absolventă și are o formare în psihologie experiențială. Eu personal am o formare în psihologie cognitiv-comportamentală. Care, să zicem că se asemănă cu că este una umanistă și... Deci, eu sunt rațională. Exact. Da? Adică totul ce înseamnă, poate că unii dintre dumneavoastră vă întrebați ce înseamnă, de exemplu, psihologie cognitiv-comportamentală. Se referă totul, deci totul pornește de la schimbarea gândului, gândul influențează emoția, sentimentul și după urmează reacția. Deci felul cum gândești și reacționezi și atunci impactul este și asupra celuilalt. Asta înseamnă cognitiv-comportamentală. Da, 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 da. Deci înseamnă rațiune, efectiv. Camelia, ești o scumpă, da, înseamnă în primul rând rațiune, pentru că așa. Avem atât de multe lucruri puse de Dumnezeu în noi, dar înseamnă și decizia de a dori să schimb ceva la tine. Așa. Da? Deci nu vin numai și cumva interacționez cu psihologul la modul frumos de altfel, da? Deci pot să avem terapia prin joc, avem terapia prin artă, avem terapia pia experiențială care este de folos, însă presupun și consider că eu, având o formare cognitivă, mie mi-a plăcut foarte mult filozofia. Mm-hmm. Și dacă nu eram psiholog, probabil că eram filozof. Mă rog, da? Filozofă. Așa. Da. Și atunci probabil că astea s-au este legat. Este o binare, pentru că oricum psihologia, psihologie are mare să o folosești. Parte, da, are mare e parte. Ca orice domeniu, nu poți, îl folosești, folosești cunoștințe din acel domeniu, dar te ajută foarte mult și celelalte conexe. Fără discuție. Deci tu ești psiholog specialist în transporturi, în... Organizațională și muncii plus ai formare pe cognitiv-comportamental. Absolut. Cum te-a ajutat pe tine psihologia? Presupun, ca oricare, așa, că în această viață ai avut și momente mai grele. Da, au fost. Adică pe mine, eu am avut situații mai dificile în viață. Da, da, da. M-a ajutat și pe mine nu m-a ajutat psihologia. Pe tine, la tine cum s-a întâmplat? Păi a fost de maniera respectivă. Cred că rupul inimii de la începutul facultății. Am avut o grupă faină, a fost... Deci pot să spun, îi mulțumesc lui Dumnezeu că a fost așa. Și aveam o proiecție în viitor că absolut toate lucrurile care mi se vor întâmpla, plus ce se va întâmpla la toți ceilalți, se poate rezolva. Există o soluție clară și imediată. Deci pe mine mă întrebai, nu mă întrebai, eu îți dădeam un sfat. Eventual te luam și în terapie fără bani. Deci fără bani, că atunci nici nu existau așa formările de acum și așa. Da. Ideea este că viața nu a fost chiar așa de simplă. Înțeleg. Sau nu a fost chiar așa de teoretică. Care a fost algoritmică? Care a fost momentul care
te-a făcut pe tine să-ți dai seama că psihologia pe tine nu te poate ajuta într-adevăr și că poate este nevoie de altceva. Da. Păi au fost mai multe momente, dar cred că a culminat undeva acum mai mult de 10 ani de zile. Eu de 10 ani sunt divorțată. Aha, deci ai trecut printr-o căsnicie. Am trecut printr-o căsnicie care a durat aproape 7 ani de zile. Care n-a fost așa cum poate ai dorit? A fost, aș putea să zic că dacă ar fi să schimb ceva, nu mi-ai pus această întrebare, dar vin eu așa, anticipez. Stai că până la final mai am vreme. Da, da, da. Deci, nu aș schimba momentul sau, mă rog, alegerea mi-o asum și mi-aparține. Asta este, nu este vina nimănui, nu există o culpabilitate distribuită. Dar deci până nu ne acceptăm situația, noi nu putem să mergem mai departe. Fără discuție. Însă, ce-aș putea sau ce mi-aș fi dorit să schimb sau ce mi-aș dori acum să schimb din trecut, în trecut oricum este inoperabil. Așa. Mi-aș dori să schimb criteriile decizionale pe care le-am avut atunci. Deci tu vrei să schimbi ceva la tine, absolut. Nu vrei să schimbi la alții. Nici vorbă. Uh-huh. Și mai mult decât atât, a schimba foarte multe din atitudinile pe care le-am avut. Deci nu deciziile, ci criteriile. Criteriile decizionale, da. Interesant. Da, da, da. Mă întorc la momentul... Divorțul. Da, mă întorc la momentul în care am văzut că psihologia nu poate să regleze din interiorul unei căsnicii sau... mai mult decât atât, din interiorul unei crize conjugale masive. N-a putut și nu știu, probabil că sunt persoane care au reușit, dacă sunt, atât cât cunosc eu momentul de față, momentul în care se pornește într-o disoluție în cadrul familiei, mai mult decât atât, când se ajung la situații de maxim conflict, da? Așa. Chiar la violență, este foarte greu să mai aplici principiile psihologiei. Dar și tu cum și ai din reușit? Interior și din exterior. Și adică, tu cum ai reușit? Cum ai făcut față? Pentru că știu că pentru tine a fost o perioadă foarte grea. Da, a fost foarte grea pentru că eu am o vorbă acum așa cu înțelepciunea și a vârstei și a unei relații destul de stabile cu Dumnezeu la care o să ajungem. Da. Da. Poți să măsori faptul că ai crescut într-o criză prin măsura în care înțelegi ce vise, ce expectații, ce așteptări ți-au fost frânte și distruse, da? Ce așteptări ți-au fost frânte? Păi, cred că primul a fost incapacitatea de a păstra căsnicia. Deci, asta înseamnă că tu ai luptat pentru căsnicia ta. Da, am luptat. Chiar dacă ai avut nemulțumire, ai luptat să meargă. Da, am luptat ca într-un fel sau altul ea să se reconstruiască, să poată să se repornească, să poată să aibă un alt punct de plecare. Cât timp ți-a luat ca să poți depăși, să te ierți pe tine și pe, da, pe mine, celălalt? Pe mine, da, 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 da. Relația în sine, să poți să o ierți, a trecut mult timp? A trecut foarte mult. Mm-hmm. Dar în ce a constat durerea aceea? Au fost mai multe lucruri combinate, destul de multe lucruri, extrem de neplăcute pentru orice femeie, care zic eu că e normală. Sau chiar bărbat. Da, sau chiar bărbat. Poate să treacă printr-o situație. Câți nu fac o paranteză, deci fac o paranteză. În experiența mea profesională, așa a fost să fie, eu cred că a fost decizia lui Dumnezeu, să lucrez aproape 99% cu bărbați. Cu bărbați abuzați. Abuzați, nu fizic. nu neapărat. Nu, cu bărbați care... mă rog, eu lucrând în serviciul de siguranță a circulației feroviare, fără doar și poate, că eram într-un fel chemată în cadrul serviciului să ajut la înțelegerea aspectelor psihologice, adică implicarea factorului uman în producerea de evenimente feroviare. Am înțeles. Evenimentele feroviare, fiind vorba de... feroviar, cu cine avem de a face? Deci sunt mecanicii de locomotivă care au niște personalități extraordinare. Da. Oameni de o putere și de o valoare morală.
extraordinară, da. N-am știut. Da, da. Deci mecanicul de locomotivă, din punctul meu de vedere, e unul din puținele profile profile profesionale, și unele, să vorbesc și una dintre meserii care necesită multă responsabilitate, foarte conduită, multă, cum ai zis, foarte și... multă. Deci pe lângă toate abilitățile, deprinderile și responsabilitatea practică din cabină, am întâlnit oameni de o valoare morală extraordinară. Și te-a ajutat să cunoști psihologia masculină, să exact, zicem? Deci a fost un paradox. Proveneam dintr-un loc în care, într-un fel sau altul, au fost, deci s-au distrus, deci nu s-au nimicit în totalitate, dar s-au distrus niște proiecții legate de masculin. Da, deci mă refer... Deci așteptările tale, da, care da, au fost da, în timpul da, căsnicie, da, ce-am întrebat, da, domnilor da, și domnilor, exact, de așteptările care le-a avut, da, Anca. Însă, că porneam de la zdrobirea, așa, într-un fel sau altul, a sufletului. Deci a nu sufletului, că ești da, femeie sau că ești bărbat. Ei, eu vreau să spun că au fost situații în care bărbații cu care am intrat în relație pur profesională, deci de... chiar anchetă câteodată, așa, au dat dovadă. Deci, în acea personalitate puternică exista o fragilitate de nedescris. Și e fascinant. Adică... Păi, dar n-ai de unde să-ți iei puterea. Deci, numai da, din vulnerabilitate. Asta da, aș vrea da, să conștientizăm și eu, da, când sunt în anumite momente, aș vrea să-mi dau seama că puterea mea o iau exact din vulnerabilitate, din acea sensibilitate, da, pentru că altfel n-ai cum. Da, da, deci, da, când te crezi puternic, n-ai cum să fii puternic, pentru că oricând poți să cazi. Dar oricând. Oricând, exact. Dar în momentul în care ești slab, te simți slab, întotdeauna în acea slăbiciune există o mare putere din care poți renaște și așa ai făcut da, și tu. Da, așa am făcut și eu, am făcut paralela asta ca să vezi că nu, deci nu sunt sexistă la... Așa? Nu, m-a ferit Dumnezeu să fiu sexistă. Poate undeva la începutul educației mele eram așa alăturată de sufragetism, da? Am fost un pic feminină. Da. Să știți, doamnelor și domnilor, pardon, a fost și n-a fost, pentru că a avut, da, cred că, parte de o educație, da, foarte liberă în același timp. Deci a făcut școala de aviație 3 ani de zile, da, am făcut, Anca, da, deci am și făcut pilotează zbor cu motor. Acum cred că mai știu să pilotez. Cine pilotează odată, mă rog, așa, au existat 45 de ore de zbor. E, sunt ore. Pe Slin 726, acum foarte mulți ani în urmă. Așa. Da, structura mea de personalitate e destul de paradoxală. Deci, pe de o parte, o duritate a oțelului care a fost înfrântă... În acea perioadă. În acea perioadă, a da. A și pe de altă parte, că acum le vom îmbina așa, într-un fel sau altul, să curgă. Sunt înnebunită de tot ceea ce ține de beauty. Deci am lucrat aproape 5 ani de zile pe vasele de croazieră. 5 ani de zi? Aproape 5 ani, da, cu intermitențe. Ca și beauty therapist. Vreau să vadă, da, telespectatorii, da, cum era Anca în acea perioadă. Așa. Așa. Deci aici este o poză de pe primul sau al doilea, cred că al doilea contract pe care l-am avut. Așa, și aici este o poză de, o fotografie de grup. Noastră, da, cu echipa noastră de la Anca este... Da. Aici am lucrat pe unul din vasele cele mai extraordinare, ca și hai să zicem renume, deci pe Queen Elizabeth II. Da. Da? L-au scos acum, nu mai. În perioada în care ai lucrat, da, pe vas, ai fost căsătorită, ai, deci da, 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 cu soțul tău. Da, lucram împreună cu soțul. Amândoi de fapt am decis să plecăm atunci. Așa. Bănuiesc că a fost o decizie bună. Uh-huh. Adică pe mine una m-a ajutat foarte mult practica vasului. E grea? Cum e viața acolo? Acum trecem de la una, da, la alta, revenim. Da, da, e foarte grea. Cam 6 luni de zile mi-au trebuit mie personal, care sunt o persoană puternică, chit că pe vremea aia eram extrem de slabă, așa,
aveam și homesick, eram proaspăt căsătorită. E home greu sick. Să... Homesick. Ce înseamnă? Deci, dor de casă. Așa. Cum ar veni, da, așa. Ca să înțeleagă toată. Da. Și da, a fost foarte greu. Deci standardele profesionale pe care ni le impunea poziția respectivă, ce să mai zic, chiar 24 de ore din 24 de ore să-ți petreci cu partenerul, exista o presiune incomensurabilă și între noi doi și între echipa, deci, deci între membrii echipajului și așa. Deci este un loc în care se lucrează foarte greu, dar a existat această variantă financiară pentru români atunci. Am și cred înțeles. Că mai, mai există. Ea mai există, da. Dar înainte de a continua, pentru că vreau să vorbim despre perioada de întoarcere de pe vas în România. Ce s-a întâmplat atunci, că a fost un moment foarte important pentru tine. Pentru mine personal. Da. A fost o redescoperire a psihologului și a omului Anca Gheorghiu. Vreau să ne întoarcem puțin la perioada în care ai spus că tu ai avut anumite așteptări de la căsnicia ta. Cred că au fost frânte. Cred că a fost mutual. A fost mutual. Da. Deci, tu ai fost foarte volubilă și ești foarte volubilă, ești o persoană foarte deschisă. Și totuși te-ai simțit lovită și ai resimțit acea lovitură care... Așa a fost. A fost vorba de încredere. Că noi teoretizăm și le disecăm, după aia le adunăm pe toate și le facem sistemice. Acum, dacă e să o iei într-un fel sau altul. Mie îmi place, și chiar discutam cu tine la un anumit moment dat, îmi place de una din psihologele internaționale, ea se numește Dorothy Tenov, ea a introdus termenul de limerence. Deci el nu are traducere. Da. Și prin, bine, acest termen, conceptul în sine și așa, a fost susținut de o activitate științifică și a demonstrat că într-un fel sau altul cei doi parteneri sau partenerii care se întâlnesc și ulterior decid a-și petrece viața împreună și așa, dacă se întâmplă cum s-a întâmplat în cazul nostru, de exemplu, sau încerc să cred că s-a întâmplat treaba asta, cel puțin eu mi-asum această definiție, a fost o atracție. Deci acest limerence este genetic în noi. A fost o chimie foarte puternică. Da, și o chimie și a fost o comunicare excelentă. Deci au fost lucruri, între au fost voi, și lucruri și o prietenie, frumoase. Știu că a fost, o prietenie, nu? Deci au fost lucruri frumoase. Nu ai cum să negi alea și să lași numai... Exact, răul fum, sau... Da. Fum, nu, nici vorba. Dar presupun că acest limerence are, dacă am alocat mai multă atenție, că dincolo de asta vine o viață de decizie permanentă, de a sta cu celălalt. E, ai zis la un moment dat că a zis Anca la un moment dat, doamnelor și domnilor, că toată, deci iubirea s-a dovedit științific că durează maxim 2 ani. Acea putere, acea... Sparkling-ul și ce urmează de după. Ce urmează de după. Da. Deci poate să fie și o îngemănare extraordinară la nivelul intimității. Și discutăm, adică n-avem cum. Suntem oameni care nu ne dăm după degete și nici nu vrem să ajungem într-un ascetism gratuit. Da? Deci... Dar nu este de ajuns. Nu este deci de dacă ajuns. Scapi de fascinația hipnotică a acestui limerence, după aceea încep să trăiești cu celălalt propriu zis. Este și... ceva, deci eu nu mai înțeleg nimica. Doamnelor și domnilor, după pauza de publicitate, vreau să vorbim cu Anca despre ce înseamnă, vreau să te întreb, Anca, ce înseamnă o relație, ce înseamnă iubirea. Ce e iubirea?
ce leagă un cuplu. Și de asemenea, vreau să vorbim cu acordul lui Anca despre femeile care sunt agresate de bărbați, de unde începe această agresiune, că nu este neapărat de la o palmă, este dinainte, deci este altceva. Cum poți să faci față unor astfel de situații, ce decizii trebuie să iei. De asemenea, vom vorbi despre schimbarea care s-a produs în viața psihologului și a omului Anca Gheorghiu. O schimbare radicală ca și mod de a gândi, ca și, cum ai zis, metanoia. Metanoia, pocăință. Da. Metanoia înseamnă schimbare a gândirii. Doamnelor și domnilor, noi suntem aici, pe dumneavoastră vă așteptăm. Aici la Alege să învinci la TVS.